Salutare, pariori! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Carreño Busta Public. Tennis Tipster 92 spune că spaniolul Carreño Busta a avut parte de un adversar dificil în primul tur al turneului de la Monte Carlo, însă a reușit să obțină victoria în 3 seturi. Cu Bublik, misiunea ibericului ar trebui să fie mai ușoară, kazahul arătând în partida cu Wawrinka faptul că zgura nu reprezintă suprafața sa preferată. În opinia tipsterului nostru, Carreño Busta ar trebui să domine întreaga partidă, așa că pariul său merge pe o victorie obținută de Carreño Busta în minimum de seturi. Atletico Madrid-Manchester City. Cei de la Atletico traversează o formă slabă. După înfrângerea suferită pe terenul lui City cu scorul de 1-0, aceștia au suferit o altă înfrângere cu același scor în deplasarea de la Mallorca. De cealaltă parte, Manchester City se află într-o formă bună și nu a mai pierdut un meci disputat în deplasare de la sfârșitul anului trecut. Acestea fiind spuse, tipsterul Cristian propune pariul pe victorie City sau egal și 0-3 goluri produse în meci. Liverpool-Benfica. Johnny se așteaptă ca Liverpool să domine clar în această partidă, la fel cum s-a întâmplat și în manșator când a reușit să câștige cu scorul de 3-1. În opinia tipsterului nostru, superioritatea valorică a celor de la Liverpool este evidentă și ținând cont că pentru Benfica faptul că a ajuns în faza sferturilor Ligii Campionilor reprezintă deja o performanță, pronosticul lui Johnny merge pe victoria lui Liverpool la cel puțin 2 goluri diferență. Kasma Alta Damon. Cele două echipe se află la polii clasamentului din prima ligă de fotbal a Cuveitului, iar tipsterul nostru consideră că diferența de valoare dintre acestea ar putea să ne producă un meci cu multe modificări pe tabela de marcaj. Gazdele ocupă locul 2 și au mare nevoie de victorie în lupta pentru poziția de lider, în timp ce oaspeții sunt obligați să atace și să obțină toate cele 3 puncte pentru a evita retrogradarea. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin 3 goluri marcate. Rochester Americans Laval Rocket. Andrei Cinculescu spune că în această confruntare se întâlnesc două formații cu ofensive foarte puternice, ambele având medii de peste 3,4 goluri marcate per meci. Astfel, majoritatea partidelor în care au fost implicate s-au încheiat cu cel puțin 6 goluri, la fel ca în fiecare din ultimele 9 întâlniri directe. Prin urmare, tipsterul nostru propune pariul de peste 5,5 goluri. Corda Alcaraz. Adrian este de părere că Alcaraz joacă la un nivel senzațional în acest an, iar primul turneu Masters pe zgură nu poate fi decât un prilej bun pentru a arăta că merită să ajungă cât mai rapid în topul 10 ATP. Spaniolul a câștigat deja un turneu pe zgură, impunându-se categoric în fața lui Schwartzman în finala turneului de la Rio de Janeiro. În opinia tipsterului nostru, nivelul de joc arătat de Alcaraz este cu mult peste cel prestat de Corda, așa că recomandarea lui este pariul de tip handicap Alcaraz minus 3,5 game-uri. Narva Kalev. PMG spune că ambele echipe au fost implicate în meciuri spectaculoase în acest start de sezon al campionatului din Estonia. Narva a marcat de 3 ori în cele 2 meciuri jucate acasă, dar a și încasat gol de fiecare dată. De cealaltă parte, Kalev vine după 6 meciuri consecutive în care s-au marcat cel puțin 3 goluri, așa că tipsterul nostru recomandă pariul de peste 2,5 goluri.
Alex și-a îndreptat atenția spre duelul dintre Bistrița și Știința București din Liga Națională de Handbal Feminin. Acesta spune că handbalistele de la Bistrița se chinuie să salveze un sezon mult sub așteptări, în care au trecut prin numeroase schimbări pe banca tehnică și în lot. Știința București pare a fi adversarul perfect, deoarece este deja retrogradată după ce a obținut doar 3 puncte în 21 de etape. Bucureștencele au cea mai slabă defensivă din campionat, cu o medie de 30 de goluri primite per meci. Acestea fiind spuse, tipsterul nostru alege pariul de peste 51,5 goluri marcate. Meciurile de play-in tournament sunt în plină desfășurare în NBA, pentru ca în următoarele zile să avem definitivate toate disputele din play-offs. Wade și-a îndreptat atenția spre disputa dintre Atlanta Hawks și Charlotte Hornets. Acesta îi consideră favoriți pe cei de la Hawks, care au un record de 27 de victorii și 14 înfrângeri în fața fanilor. Astfel, pariul său merge pe victorie Atlanta Hawks. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.